Stimați urmăritori, bine v-am găsit la un nou eveniment organizat de către Institutul pentru Politici și Reforme Europene. De această dată ne-am reunit aici ca să discutăm despre revizuirea sectorului de apărare și securitate a Republicii Moldova, un eveniment public organizat de ei prin cadrul proiectului Poduri de legătură cu UE, securizarea procesului de europenizare a Republicii Moldova, implementat cu suportul Fundației Soros Moldova. Astăzi mă bucur să-i salut alături de noi pe autorii documentului sau notei analitice pe acest subiect, care a fost publicată de către IPRE săptămâna trecută, dar în același timp pe un distins panel de vorbitori care vor interveni în cadrul evenimentului de astăzi. Pe această cale aș dori să o salut pe doamna Ana Revencu, secretara Consiliului Suprem de Securitate din cadrul președinției Republicii Moldova, pe domnul Petru Culeac, director executiv a Fundației Soros Moldova, domnul Iulian Groza, director executiv IPRE și unul din autorii notei analitice, Viorel Cibotaru, director executiv al Institutului European de Studii Politice din Moldova. Totodată îi avem alături de noi pe un număr important de colegi atât din Republica Moldova cât și din România, din alte țări, care vor avea posibilitatea să intervină pe parcursul evenimentului de astăzi cu unele comentarii sau întrebări pentru vorbitorii evenimentului. Aș dori pentru început să-i ofer cuvântul lui Iulian Groza, director executiv IPRE, pentru un cuvânt de salut. Te rog, Iulian. Mersi mult, Mihai. Salut tuturor celor care au reușit să se conecteze la evenimentul nostru de astăzi, un eveniment public de prezentare a notei analitice privind revizuirea politicii de securitate și apărare a Republicii Moldova, un subiect foarte important, de actualitate. Echipa noastră, împreună cu colegii care au lucrat pe această notă, a fost implicați în acest exercițiu de evaluare, de analiză de la începutul anului. În special, am avut câteva sesiuni informale de discuții cu actori implicați în domeniul de securitate și apărare, cercetători și el Cipotare a reușit să preună ideile principale și recomandările, constatările, în același timp și recomandările cu privire la necesitatea revizuirii politicii de securitate și a Republicii Moldova. Vreau să aduc aminte că câteva săptămâni în urmă, împreună cu Nicu, am publicat o analiză privind viziunile de politică externă ale Republicii Moldova și mă bucur că în nota pe care a autorat-o Viorel Cipotaru cu Nicu Popescu se regăsește elementul ăsta de sincronizare a obiectivelor legate de politică externă, securitate și apărare. Abia aștept să aud prezentarea de la Viorel. Din păcate, Nicu nu reușește să se conecteze cu noi. Sper să reușească parcursul evenimentului. Dacă nu, cu siguranță Viorel va reuși să facă această prezentare detaliată. Și mă bucur, într-adevăr, să salut mai mulți colegi, și Ana Revencu și Petru Culea, pe care v-am invitat să vină și ei cu un mesaj scurt de introducere în contextul evenimentului de astăzi. Dar avem într-adevăr aici mai mulți colegi, și Ilan Chifu, și Ilan Fota, și colegii experți din Republica Moldova, văd că este și Elena Marzac și mulți, mulți alții. Abia aștept să avem și această dezbatere. Mersi foarte mult încă o dată și Petru, te rog să vii și tu cu un mesaj. Mulțumesc, Iulian. Bună ziua la toată lumea. Sper că m-a auzit bine. Aș vrea să punctez câteva idei care, sau gânduri care mi-au venit în urma lecturii acestui document, note analitice. Cred că este un document foarte interesant și util și chiar la un moment potrivit. Înainte de toate, aș vrea însă să remarc faptul că este salutabilă inițiativa Institutului de Politici și Reforme Europene de a aborda și subiectul securității în acest proiect. E un domeniu complex, e un domeniu deloc simplu, dar care, din păcate,
apare în subiectul atenției publicului mai mult prin prisma problemelor din armată sau a dificultăților în procesul de reglementare a diferendului transnistrean. Mai rar, din păcate, apare în vizorul public în contextul unor dezbateri ale unor vizionari sau discuții, schimb de idei privind viitorul acestui stat și perspectivele europene ale acestuia. Iată de ce mă bucur foarte mult să văd un așa grup de experți care participă astăzi la această prezentare. Sper foarte mult că discuțiile să fie productive. Iată, făcând referință la aceste discuții publice care nu totdeauna capturează sau captează întregul spectru al problemelor, trebuie să recunoaștem că amenințările la adresa securității unui stat modern au mai multe surse, au mai multe aspecte, sunt diverse și recentele crize din regiune sau din lume vin să ne amintească încă o dată despre acest lucru. Îmi pare că nota analitică anume pune în evidență acest fapt și atrage atenția la faptul că politica de apărare și securitate a Moldovei trebuie să se preocupe nu doar de existența unui conflict înghețat sau unui contingent militar străin pe teritoriul statului, chiar dacă acestea sunt probleme foarte și foarte importante pe agenda de securitate. Politica de securitate trebuie să se ocupe și de un spectru mult mai larg de probleme. Îmi pare foarte important faptul că autorii Nicu Popescu și domnul Viorel Cibotaru atrag atenția asupra necesității unei abordări integrate în vederea revizuirii și reformării sectorului de securitate, pentru a-l face mai adaptat realităților moderne, pentru a-l face mai capabil să răspundă la multitudinea de riscuri și amenințări de tip nou, cum ar fi amenințările, atacurile cibernetice, războaiele hibrid sau dezastrele naturale cauzate de schimbările climaterice. Mă tem că realizarea acestui deziderat în practică este un pic mai dificilă decât contemplarea acestui deziderat. Reprezintă o provocare masivă pentru autoritățile statului, mai ales dacă să ținem cont de faptul că Moldova întotdeauna a fost marcată de un deficit de securitate. Statul nu întotdeauna a avut o viziune foarte clară sau suficiente capacități, resurse și voință politică pentru a răspunde adecvat acestor provocări. În contextul dat, cred că este extrem de relevant apelul autorilor ca reforma sectorului de securitate să fie realizată cu participarea cât mai largă a tuturor actorilor societali pro-reformă, a autorităților competente, a reprezentanților contingentului militar, a societății civile, precum și a partenerilor internaționali. Sper foarte mult ca nota aceasta analitică să servească drept un bun prilej pentru relansarea unor discuții proactive privind subiectul securității și, dincolo de toate, a modalităților practice de modernizare a politicii de apărare și securitate a Moldovei. Mai mult ca atât, contez și pe faptul că autoritățile, la rândul lor, vor analiza minuțios aceste recomandări din acest document, vor iniția pași concreți pentru a transpune în practică aceste recomandări. Fundația Soros Moldova, la rândul ei, rămâne dedicată susținerii cercetătorilor de politici publice care vin să contribuie la exercițiile de analiză și pregătirea unor recomandări concrete pentru reformele, de fapt, din Moldova și îmbunătățirea actului guvernanței din țară. Mersi mult încă o dată autorilor pentru această notă analitică și vă doresc mult succes în discuțiile și dezbaterile care vor urma. Iulian? Mulțumesc, domnule Culeac, pentru acest cuvânt de introducere. Aș dori de asemenea să-i ofer cuvântul doamnei Ana Revencu pentru un mesaj de salut. Vă rog. Bună ziua tuturor! Eu, de fapt, m-am pregătit cu ceva mai mult decât un cuvânt de salut. Aș vrea să punctez și câteva mesaje mai concrete care vizează însăși non-paper-ul, dar și să vă aduc la cunoștință câte ceva din planurile pe care noi le curpim aici la președinție. Dar haideți să încep cu, în primul rând, cu salutul pe care vreau să-l aduc organizatorilor pentru această inițiativă. Înțelegem absolut cu toții, vreau să cred că bunăstarea cetățenilor este direct condiționată de nivelul de securitate pe care un stat îl poate și îl livrează cetățenilor. Determinarea totodată a instituțiilor statului, instituțiul din sectorul de securitate să lucreze eficient, concomitent, menținând, asigurând libertățile civile, este o sarcină ambițioasă și o provocare pentru absolut toți noi. Am făcut cunoștință cu
acest studiu și din câte îl văd eu, imperativul pe care se dorește a prezenta prin acest studiu este de a sublinia, în primul rând, importanța consolidării sistemului de securitate. Și la fel de important este subliniată contribuția pe care poate aduce societatea civilă acestui efort de impulsionare a unei noi etape de revizuire a politicii de securitate, care cu siguranță va genera și trebuie să genereze și dezbateri ulterior, cumulând toate dezbaterile în niște strategii de schimbare a documentelor de politici. Propunerile de reforme sunt necesare, inclusiv pentru a permite președintelui Republicii Moldova, în calitatea sa de responsabil de starea securității statului, să-și îndeplinească cu siguranță în mod corect și eficient misiunea și sarcinile în domeniul de securitate, astfel servind procesul de luare a deciziilor strategice. În calitatea mea de consilier, vreau să-mi exprim deschiderea și sprijinul pentru implicarea societății civile și a experților în aceste procese de dezvoltare a țării, pe de o parte, dar și asigurarea bunei guvernări în domeniul securității, pe de altă parte. Observ, precum și în acest studiu, că atât societatea civilă, cât și instituțiile de securitate națională reclamă o serie de probleme și lacune de ordin și de ordin legislativ care împiedică eficientizarea activității instituțiilor de securitate și în corespunzător reclamă necesitatea perfecționării acestor mecanisme și a mecanismelor de control. La fel cum și studiul, constat și eu că în Republica Moldova au fost făcuți mai mulți pași importanți în domeniul reformei forțelor armate, în special datorită și, pe de o parte, condiționalităților, pe de altă parte, parteneriatelor externe, procesul de transformare sistemică a instituțiilor din sectorul de securitate și de perfecționare și a mecanismelor de control democratice, care totodată pare că nu se dezvoltă în concordanță cu schimbările și tendințele din mediul de securitate actual. Inclusiv componența forțelor armate, trupele de carabinieri, necesită o definitivare a rolului său și a strategiei de dezvoltare corespunzătoare. S-ar impune la fel, în opinia mea, să vorbim și despre generația a doua de reforme a sistemului de securitate, concentrată pe abordarea integrată și complexă a dezvoltării sistemului, pe perfecționarea mecanismului de gestionare a crizelor, evaluarea realistă a riscurilor de securitate, revizuirea sau rescrierea, actualizarea legislației de securitate și participarea societății civile ca un grup distinct de experți în procesul reformei. O parte din problemele definite de acest studiu pot fi rezolvate prin promovarea unei noi strategii de securitate națională, care, așa cum au spus și antevorbitorii și autorii, capătă tot mai mult atenție a societății civile. Toată lumea este de acord că legile de organizare și funcționare a sectorului de securitate, îndeoseb cele care se referă la Serviciul de Informații și Securitate, a Consiliului Suprem de Securitate, au totodată un caracter destul de un caracter de suiet. Cu regret, de la independență încoace, Republica Moldova nu a registrat niciun ciclu strategic complet, care să debuteze cu elaborarea unei strategii de securitate națională și să continue cu elaborarea strategiilor sectoriale. În acest sens, însăși procesul de elaborare a strategiei securității naționale este o dimensiune pe care președintele Republicii Moldova dorește să o exploreze în perioada imediat următoare. Strategia de securitate națională va stabili imperative de transformare instituțională și sectorială, va evidenția modul de intervenție, de cooperare, de coordonare, de combatere a riscurilor și amenințărilor de către instituțiile cu mandat de securitate și aici în special vorbim despre o revizuire a mandatului Serviciului de Informații și Securitate și la fel o actualizare a mandatului și capacităților actuale a Consiliului Suprem de Securitate. Scopul major al unei noi strategii este, așa cum îl vedem și ne-l propunem, este de a consolida sistemul național de securitate
apt, capabil să susțină procesul de integrare europeană și de reintegrare a țării. Menirea strategiei este să asigure implementarea orientărilor strategice pentru următorii 6-8 ani, cel puțin ceea ce vom propune spre dezbateri și discuții. Și totodată să sprijine eforturile instituțiilor naționale de a se adapta la evoluțiile interne și internaționale, regionale, pentru a răspunde preocupărilor cetățenilor noștri și a contribui la asigurarea unui climat corespunzător de securitate. Cu siguranță am dorit să avem implicare proactivă atât a experților, cât și a societății civile în vederea configurării concepției strategiei securității naționale, reieșind, cum spuneam și anterior, din expertiza, experiența fiecăruia care este relevantă domeniului și nemijlocit în consultarea publică, respectiv pentru a valida documentul final. Vedem strategia ca și un document care oferă răspunsuri clare la întrebări esențiale privind obiectivele noastre prioritare pentru asigurarea securității țării și siguranții securității, bunăstării cetățenilor săi și se indice univoc ce avem de făcut noi toți pentru a atinge aceste obiective. Ne dorim ca strategia la care se va lucra să stabilească foarte clar care sunt indicatorii de securitate unici, care să servească drept un ghid pentru sectorul de securitate, drept instrumente de monitorizare și evaluare pe termen și scurt și mediu și de lungă durată pentru securitatea națională. Principiile care vor orienta procesul de elaborare și vor fundamenta pe viziunea strategică a instituției prezidențiale, orientate sunt pe interesul suprem de a servi cetățeanul și de a promova statul de drept. Continuitatea, predictibilitatea, transparența decizională sunt niște condiții substanțiale a acestui exerciții, dar și a exercitării actului de conducere strategică pe care președintele, doamna Maia Sandu, le-a aplicat încă din timpul preluării mandatului de președinte. Toate acestea presupun, desigur, că continuitatea în angajamente și predictibilitatea în acțiuni. În această construcție, desigur că este evident că cooperarea cu partenerii strategici de dezvoltare, procesul de reintegrare, de integrare în Uniunea Europeană, sunt niște piloni ai politicii noastre externe și de securitate. Eu personal cred cu desăvârșire că procesul colaborativ va marca substanțial experiența comună și perspectivele de colaborare pe marginea elaborării unui astfel de document. Vorbesc despre strategia națională, securității naționale. Eu cred că într-un stat de drept, societatea civilă, ca principal formator de opinie și beneficiar final, reprezintă o forță și o voce care trebuie auzită, ea poate fi auzită, în tot ce ține de guvernarea sectorului de securitate. Și fie că vorbim despre instituțiile de forță, fie că vorbim despre Consiliul Suprem de Securitate. În acest sens, sub egida șefului statului, imediat ce va fi lansat acest exercițiu de revizuire a sectorului de securitate și elaborarea strategiei, va fi constituită și o platformă civică de consolidare a sprijinului societății civile pentru acest proces. Reprezentanții platformei civice se vor întruni în cadrul atelierilor de consultare pe subiecte distincte, pe domeniile prevăzute drept prioritare pentru strategii. Și desigur că scopul major a acestui efort este ca fiecare să contribuie la funcționalitatea sistemică. Pentru implementarea efectivă a noii strategii securității naționale este de o importanță majoră. Considerarea acestei drept un document de referință la nivel național atunci când se va trece la planificarea și elaborarea politicilor de securitate și întreprinderea unor măsuri pentru ajustarea altor strategii sectoriale care derivă din marea strategie, și anume strategia națională de apărare, strategia militară, strategia securității informaționale, odată cu elaborarea noii strategii, respectiv actualizarea acestora pentru a asigura un cadru comun și un parcurs clar pentru toate instituțiile, toți cetățenii care au
cu ce contribui la implementarea acestora. Eu vă mulțumesc, abia aștept și eu să văd, să aud discuțiile, în special contribuțiile și întrebările cu care vor veni participanții, pentru că doar prin dezbateri, printr-o sesiune de întrebări și răspunsuri se pot găsi cele medii potrivite pentru conlucrare. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Revenco, pentru precizările făcute, în special pe marginea subiectului revizuirii strategiilor, inclusiv legate sectorul de apărare și securitate națională. Cu siguranță sperăm ca documentul pe care îl prezentăm astăzi să contribuie la acest proces. Și o să-i ofer în continuare cuvântul domnului Viorel Cibotaru pentru a ne prezenta principalele constatări, concluzii și recomandări ale notei analitice publicate de către EPRE. Vă rog, domnule Cibotaru. Mulțumesc frumos, Mihai. Mulțumesc frumos antevorbitorilor pentru cuvinte de încurajare și de constatarea efortului care l-am făcut cu Nicu Popescu. Și vreau și eu să-mi aduc mulțumirile mele atât Institutului pentru politici și reforme europene care au avut această inițiativă, cât și Fundației Soros pentru sprijinul logistic. Este o chestie necesară și, de fapt, unul din scopurile elaborării anume a unui acest tip de viziune este mobilizarea comunității experților, a tuturor celor care au atribuții în domeniu pentru o calibrare a mesajului, pentru o trecere revistă atât a problemelor, cât și a stării de implementare sau de găsirea unor soluții pentru aceste probleme. Ori acesta, așa am văzut scopul elaborării acestui brief, acestui policy paper, numesc-o cum vă convine, deci toate acestea cred că au aplicații. Doi, eu vreau să fac și un mic disclaimer, că ideile care au fost expuse împreună cu Nicu și în colaborare strânsă cu Iulian și cu Mihai, ne aparțin nouă, nu numai decât să fie făcute atribuite fie Fundației Soros, fie Institutului, fie oricărei alte instituții, inclusiv Institutul European de Studii Politice, al cărui director executiv sunt. Aceasta pentru a avea această discreție în a discuta și pentru că, la moment, clar, lucru cel mai important este de a formula aceste probleme, de a le actualiza având în vedere acele procese politice prin care trece societatea noastră, atât cele care sunt legate de procesele politice, cât și mă refer aici și la alegerile prezidențiale, și la campania pentru alegerile generale, dar și situațiile de criză legate criza economică, sanitară, criza de securitate, care practic s-au permanentizat în societatea noastră și care toate necesită soluții integrate, soluții cu un rezultat scontat pentru cetățeni. De ce? Eu probabil n-am să fac așa o trecere revistă nici a concluziilor, nici a recomandărilor, cum îndeamnă Mihai. Eu cred că de acum din abordări multe din aceste lucruri au fost verbalizate. Vreau doar să spun că în primul rând, pentru mine personal, dar și pentru Nicu, ne cunoaștem de 20 de ani. Apropo, așa, de un interes general, 20 de ani în urmă, am fost conducător, al doilea conducător local, la teza de licență a lui Nicu, care era dedicată problemelor relațiilor Republicii Moldova și NATO. Și atât peste 20 de ani, noi am găsit o formulă de a revedea această legătură, inclusiv și prin acest proces în care dorim să ne integrăm. Deci, pentru mine, cuvântul cheie este procesul. Procesul în care să fie integrate toate, forțele din societatea noastră, atât funcționarii publici, care se află în poziții, experții din cadrul instituțiilor publice și de stat,
experții din societatea civilă, dar și societatea în întregime, cei oameni care se interesează de aceste probleme. Pentru că, cât n-ar părea de straniu, dar continuă să persiste niște modele de gândire, de abordare, care totuna trebuie explicate, trebuie uneori respinse, cum ar fi, de exemplu, că Republica Moldova nu ar avea nevoie de armată, nu avem cu cine să luptăm. Deci, ideea este ca permanent să venim în spațiu public atât cu exemple simple, care să fie pe înțelesul cetățeanului, pentru că aceasta este o necesitate stringentă și permanentă de a discuta cu cetățeanul într-un mod în care el poate înțelege niște lucruri complicate, nu într-un mod populist de a-i oferi soluții simple pentru probleme complicate. Și totodată să menținem planca cât mai sus pentru a vedea lucrurile într-un mod integrat, cum s-a mai remarcat aici, în primul rând în ce privește coeziunea dintre politica externă, politica de securitate și de apărare, coeziunea din aceste politici cu interesele fundamentale ale statului Republica Moldova, și toate sunt generate de o necesitate, quasi necesitate, de a reda un sens statului Republica Moldova prin curățarea instituțiilor, care sunt compromise dublu, compromise atât prin nivelul exacerbat de corupție și care a condus inclusiv și la, nu mă tem să afirm aici, și la cazuri de trădare de patrie, adică deci Republica Moldova, instituțiile publice care sunt menite să apere independența, suveranitatea și securitatea Republicii Moldova, servesc de fapt intereselor altui stat sau altor entități, și lucrul acesta necesită și poate niște reforme mai dure, reforme mai hotărâte, mai energice și mai rapide, ceea ce poate nu exprimă în totalitate nici acest policy brief, dar totodată eu cred că această necesitate este resimțită în societate, este formulată de oameni și totodată ea este dictată de situația geopolitică, geostrategică în care se află Republica Moldova. Deci cam acestea, nu vreau să mă refer la niște modele concrete. După cum s-a referit și doamna Ana Revenco, este un proces în care trebuie să ne integrăm. Nu exclud că câteva idei care noi am expus-o cu Nicu în acest brief să vadă o altă desfășurare în urma discuțiilor reînnoite după alegerile parlamentare, de exemplu. Nimic nu este bătut în cui, cum se spune în popor. Și plus, eu cred că procesul de integrare a Republicii Moldova, ceea ce noi numim integrare europeană, domnul Fota numai decât o să insiste asupra integrării euroatlantice și am să-l sprijin în acest sens, vedem cât de complexă reflexia acestor relații care s-au întâmplat acum la aceste summite importante, summitul NATO, summitul G7, summitul Statele Unite, Federația Rusă, și un stat mic, spunea domnul Chifu, ca Republica Moldova, trebuie să fie suficient de inteligent, suficient de hotărât să se ajusteze planurile sale, capabilitățile sale, jocurilor acestea geopolitice, geostrategice, în măsura în care să beneficieze la maximum pentru cetățenii săi. Noi lucrul acesta tot trebuie să-l dezvoltăm, să-l cultivăm, să fugim de această opulență cu care interesele Republicii Moldova au fost servite unui regim dictatorial, și asta probabil este principala concluzie care aș dori să o împărtășesc cu privitorii și, dar și în primul rând, sigur, cu colegii. Încă o dată, vă mulțumesc foarte frumos pentru interesul pe care l-ați manifestat problemelor. Eu cred că aceasta este un început sau o continuare a unor procese sănătoase care se întâmplă în societatea noastră. Vă doresc tuturor succes și sunt gata să răspund la orice întrebare. Mulțumesc!
Mulțumesc, domnule Ciobotaru. Acum, practic, vom începe sesiunea de dezbateri, inclusiv întrebări, comentarii asupra celor menționate de domnul Ciobotaru, dar și asupra textului notei analitice. Vă îndemn să veniți cu intervenții scurte, în limita 3-4 minute și cu acceptul domnului Ciobotaru, cred că vom prelua 3-4 intervenții, după care îi voi oferi cuvântul din nou domnului Ciobotaru pentru a veni cu eventuale răspunsuri la posibile întrebări sau comentarii ale dumneavoastră. Vă rog, cine ar dori să înceapă? Domnule Chifu, poate ați dori să veniți cu comentariu? Da, mulțumesc. Eu am văzut acest document, inclusiv în facerea sa, și trebuie apreciat în mod special, pentru că este un document bun la nivelul unui document elaborat la nivelul societății civile, deci fără acces la informații de altă natură care să dezvăluie bogăția și specificul amenințărilor concrete în ceea ce privește Republica Moldova. S-a subliniat aici deja abordarea integrată, politică externă, securitate, apărare, este un element important, este fundamental european și probabil că în viitoarea strategie națională de securitate va trebui să menționeze acest lucru, pentru că e vorba de instrumentar divers al aceluiași pentru atingerea acelorași tipuri de obiective. Da, armata absolut obligatorie și probabil că aici, deja și la nivelul strategiei de securitate națională, în mod specific la dimensiunea documentelor militare, va trebui menționat foarte clar care sunt obiectivele de la apărarea teritoriului la participarea, sprijinirea celorlalte instituții pentru urgențe civile, apărare cibernetică, război informațional, operațiuni psihologice. De principiu aș opta mai degrabă pentru o analiză strategică integrată decât pentru o revistă, pentru că la nivelul revistei n-am avea ce foarte mult să revizuim, pentru că n-avem anterior un ciclu complet sau o evaluare deplină, iar documentele anterioare, suntem familiari cu ele, nu au avut o transpunere în planuri de acțiuni și în activități explicite. Plus că aceste elemente de dus întors au generat și o altă problematică care ține de la nevoia de a aborda actuala formulă de strategie și cu acest lucru în subtext, cu posibilitatea ca să avem un drum până la urmă care este constant. Nu știu cum ar fi primită o strategie pe 6-8 ani, probabil o analiză strategică cu o detentă mai lungă, nu știu, 10 ani, 15 ani ar fi binevenită. În rest ar subsuma faptul că deja pregătim cele două mandate ale președintelui Maia Sandu și că dimensiunea analizei sau, mă rog, a acestei strategii făcută măcar pentru cele două mandate prezidențiale succesive și, din nou, e o chestiune de opțiune politică și de alegere aici. Nivelul de ambiție este foarte important. Eu cred că obiectivele majore, principale, sunt cele de reziliență și poate aici un accent ceva mai important, mai ales că avem deja câteva elemente care ne vin, știți foarte bine, propunerea României de luni din Consiliul Afacerilor Externe vizând formula integrată și componenta de securitate pe care s-o ofere Uniunea Europeană celor trei state cu acordul de asociere, Georgia, Ucraina, Republica Moldova și cu, evident, cu conflicte prelungite. Apărarea în fața amenințărilor de natură militară, în primul rând, din Transnistria, dar și de natură hibride, dar și împotriva unor eventuale amenințări interne ar trebui incluse tot aici. Apărarea teritoriului trebuie gândită în cooperare cu celelalte instituții de forță ale statului, pentru că știm foarte bine capabilitățile militare în această fază și armata Republicii Moldova nu au o componentă care să justifice măcar echilibrarea capabilităților militare din regiunea separatistă ninistreană. Dar apărarea teritoriului pe termen lung, prin cooperare cu terțe state aliații, sunt importante
De unde și nevoia sistemului de alianțe, fără a menționa relația cu NATO care trebuie valorificată cu asupra de măsură. Participarea la misiuni externe cred că este iarăși importantă, cu obiectivele, pentru că trebuie înțelese de public, de pregătire, interoperabilitate, prestigiu, recurs la aliații necesari pentru propria apărare a posteriorii. Până la urmă trebuie să ai o prezență și un anumit nivel de relevanță externă pentru a putea să ulterior să beneficiezi la rândul tău de sprijinul internațional. În fine, sau nu în cele din urmă, sigur, reforma sectorului de securitate cu creșterea capacității de luptă și la nivelul dimensiunilor de apărare și a celor de securitate pe nișele potrivite, dar și componenta de misiuni externe aș include aici ca necesitate imediată, mai ales având în vedere un anumit pasiv cu o restrângere a capacității de participare, chiar și acolo în care existau exerciții susținute financiar de cei care îi invitau, iar la categoriile de capabilități și arme moderne, sigur, trebuie să ne uităm cu atenție la obiectivele de atins, dar de aici cred că este necesară o zonă de intervenție și de prezentare a principalelor capabilități asumate, cel puțin pe dimensiunea de apărare, apărare antiaeriană, radare, drone, arme antitank, vizând încă o dată amenințările imediate. Nu vorbim acum nici de, știu eu, de capabilități de sateliți sau de geostaționari sau de poziționare sau lucruri mult mai complexe, dar măcar în spațiul acesta admisibil, în spațiul pe care îl putem dezvolta aici, ar trebui gândite lucrurile și, din nou, cred că formatul integrat interinstituțional este de asemenea relevant. SIS, componente ale poliției, componente de cyber, apropo de război informațional, ar trebui să fie să le avem implementate, fie să le gândim, fie în orice caz să le dezvoltăm în format integrat. Cred că e un document foarte bun, salut aprobarea lui și prezentarea lui, redactarea lui până la ultima consecință sunt de aplaudat și de salutat și cred că este un bun instrument pentru sprijinul Consiliului pentru Securitate Națională, doamna Hanna Revencu. Vă mulțumesc! Mulțumesc mult pentru intervenție. O să-i ofer cuvântul acum și domnului Iulian Fota. Rog. Ok. Ne auzim, da? Bună ziua! Eu doar ieri am văzut documentul, dar l-am citit de două ori, deci am o imagine clară a lui în minte. Are foarte multe propuneri interesante, valoroase, dar eu cred că problema nu e documentul. Eu cel puțin, eu încerc să înțeleg, și cred că am mai spus chestia asta odată, cel puțin, cum gândește sau cum își gândește Republica Moldova prin experții ei politica de securitate națională. Pentru că, nu, până la urmă, și de o parte și de alta, protului suntem același popor, noi avem una din marile provocări atunci când vine vorba de reforme bine cunoscută din istoria noastră și asta se numește pericolul formelor fără fond. Deci eu cred că, și ăsta e un prim aspect pe care vreau să-l subliniez, problema numărul unu a Republicii Moldova la 30 de ani de la independență este forța sau, dacă vreți, puterea sau statului Republica Moldova. Deci, cu alte cuvinte, eu cred că în momentul ăsta, dacă vă propuneți reforma sistemului de securitate națională, vă grăbiți și săriți o etapă importantă, pentru că ca să reformezi un sistem trebuie să-l ai. Ori eu, sincer, ca expert, deci nu am un discurs politic, nu vreau să vă fac pe plac, nu sunt aici să vă încurajez, că oricum știți mai bine decât mine ce aveți de făcut. Eu pur și simplu vreau să-mi spun părerea și fiecare se raportează la părerea mea cum crede de cuvință. Eu nu sunt convins că înțeleg sau știu ce e ăla sistem de securitate națională în Republica Moldova. Și vă dau un aspect care, iarăși, poate fi combătut și aș fi cel mai bucuros să fiu contrazis și combătut de dumneavoastră. E obligatoriu și în democrații, nu mai vorbim de statele autoritare sau totalitare,
ca comanda într-un sistem de securitate națională să fie unică. Nu poate fi pus în discuție principiul unității de comandă când vine vorba de securitate națională. Ori dacă mă întrebați pe mine, eu după 30 de ani de existență și funcționarea statului Republica Moldova, eu încă nu înțeleg unde e comanda unică când e vorba de securitate națională în Republica Moldova. Deci ca să reformați un sistem trebuie să-l aveți. Părerea mea e că încă nu el are elemente. S-a vorbit de Armata Republicii Moldova, ok, deci un element important al acestui sistem. Dar de aici până la sistem este cale lungă. Dacă înțeleg bine și corectați-mă iarăși dacă greșesc, Consiliul de Securitate sau cum se numește el e cu rol consultativ. Deci emite niște păreri, niște opinii, nu emite decizii. Cum e, de exemplu, XAT-ul nostru, care nici al nostru nu e perfect. Și la noi sunt multe lucruri de schimbat vis-a-vis de XAT. Dar măcar legea de înființare a XAT-ului spune că deciziile sale sunt obligatorii. Și ele trebuie respectate și puse în practică. Deci XAT-ul condus de președinte și având și premierul ca vicepreședinte al XAT-ului este element executiv. Deci ăsta este un prim aspect pe care eu cred că ar trebui lămurit înainte să se vorbească de reforma sistemului de securitate națională. Care este arhitectura constituțională și ce înseamnă acest sistem de securitate națională? Al doilea lucru, și aici România a făcut greșeala asta, sper Republica Moldova să o evite. Lămuriți ce înțelegeți prin securitate națională, mai ales că atunci când vine vorba de Republica Moldova, cuvântul național o să vă încurce enorm de mult. Adică când e vorba de guvernarea unei țări, abordarea civică poate fi suverană și poate foarte bine fi utilizată pentru guvernarea unei țări. Când e vorba de securitatea acelei țări, lucrurile încep să devină un pic mai complicate. Și de aia strategia de securitate niciodată nu trebuie confundată cu programul de guvernare, cum inclusiv în România am văzut că unii în trecut au făcut greșeala asta. Strategia de securitate trebuie să se focalizeze pe cele mai grave, repet, cele mai grave pericole sau amenințări pe care o țară trebuie să le înfrunte. Dacă astea nu sunt clare și nu sunt precizate, iarăși discuția despre reformarea sistemului cred că este superficială sau politicianistă, bun, și iarăși dacă ăsta e demersul, în fine, aici nu am nimic de zis, dar dacă demersul este unul serios și închegat, astea sunt aspecte fără de care nu veți putea merge mai departe și, repet, noi am făcut greșeala asta în România, noi am mers înainte tot încercând să facem strategie de securitate, fără să lămurim, nici astăzi eu nu cred, și am greșeala asta, am scris o strategie în 2010. Atât am lucrat la ea, că am uitat elementul cel mai important, pentru că la vremea respectivă nici gândirea mea nu era clară. Să dau o definiție a securității naționale. Tot cetățeanul român să înțeleagă până la soluții și alianțe și mai departe, ce înseamnă, frate, securitate națională în țara asta și cum ne raportăm toți la ea. Deci clarificarea conceptului e un lucru extrem de important și având în vedere că discutăm de National Security Strategy, acel national, deci nu o să fie simplu de lămurit în Republica Moldova. Și ultima chestiune, iarăși, noi în România ne-am jucat cu documentele. Deci în România, pentru că fiecare cum a pus mâna pe Constituție, pe o bucată de lege, pe o decizie guvernamentală și a impus propria voință și propria viziune, fără ca neapărat să fim siguri că omul ăla și știe carte. În România avem carte albă, avem strategie națională de apărare, deși ea e după conținut de securitate națională, avem strategie militară, avem, dar ce n-avem? Nu e nevoie de toate documentele astea. Și că am văzut și în discursul doamnei Rebecu, dacă am fost atent, s-a vorbit și despre securitate națională și de strategie națională de apărare și de strategie militară. Nu e nevoie de atâtea documente care la un moment dat nu mai știi ce reglementează și nu fac decât să reia aceeași idei cu alte cuvinte de exprimate. Cu cât e mai simplu sistemul ăsta de clarificare și de explicare, dacă vreți, a elementelor atât doctrinare cât și cele acționale din zona strategiei, cu atât e mai simplu pentru oameni și pentru instituții să știe ce au de făcut. Dacă intenția este o acțiune de securitate națională exactă, profesionistă, concretă, că altfel iarăși, dacă vrem să bifăm o sarcină din campanie, putem face chestia asta, dar nu o să ajute. Și încă o chestiune, strategia sau orice ați face trebuie cu fața spre viitor. Deci, apropo de ce spunea domnul Cibotaru, nu știu dacă în momentul aici să vă spun ce întrece mie prin cap apropo de extinderea viitoare a NATO și Uniunii Europene. Părerea mea e că Republica Moldova este într-un moment al adevărului
nu tot ce s-a întâmplat în ultimile săptămâni e de bun augur pentru Republica Moldova ca și pentru Ucraina. Eu cred că trebuie privite lucrurile cu băgând picioarele în apă rece, fără visuri și speranțe deșarte. Există soluții pentru Republica Moldova, dar ele trebuie căutate, dacă vreți, într-un alt registru decât cel de până acum cu care am fost obișnuiți. Adică gândirea inerțială e periculoasă în acest moment. Nu o să mai avem extinderea NATO prea curând, pe nicăieri, cred, și nici extinderea UE, poate dincolo de Balcani, deși și acolo văd că lucrurile sunt răgănate și, în fine, probabil că nici Balcanii toți nu vor fi, cel puțin în perioada, nu știu, următorul 10 de ani, integrați în Uniunea Europeană. Pe de altă parte, există șansa relațiilor bilaterale speciale că securitatea României garantată de faptul că sunt americani aici, că dacă era să discutăm doar de NATO, în fine, eu am părerea mea și rămân la ea, că lucrurile sunt mult mai firave și mai relative decât ne place nouă să credem. Deci noi avem soldați americani pe teritoriu pe aranjament bilateral cu Washingtonul, nu pe decizie NATO. După cum vedeți, NATO tot lălăie, cel puțin ce ne privește pe noi de câteva summituri încoace, că decalajul ăsta între flancuri, în fine, folosim încă nu are cuvântul, deși ele sunt fronturi, nord și sud se păstrează și este în continuare semnificativ. Baltici au trupe și multinaționale, batalioane prezente, noi avem comandamente și nici pe alea, nu știu dacă le putem încadra, că, în fine, depindem un pic de bunăvoința unor aliați. Deci eu, dacă aș fi în cazul dumneavoastră în Republica Moldova, fie că e zona guvernamentală, fie că e zona civică, eu aș continua o discuție lent, așa, moldovenească, mai degrabă filozofică în faza asta. Pe ce este cu securitatea asta? Cum o înțelegem? Cum o definim? Că, repet, nu văd cum puteți sări la reforma unui sistem care este parțial, disfuncțional, până la urmă să ne fie cu iertare. Dar ce sens are discuția securitatea națională într-o țară în care țara are trupe pe teritoriu și nu prea văd pe nimeni să ceară plecarea lor? Și Moldova e singura țară, Vlad Socor spunea chestia asta de curând într-o dezbatere, că Moldova ar fi singura țară cu partid prorusesc. N-am verificat. Nu știu ce, prin Kirghizistan, Kazakhstan. Dar simplu fapt că Republica Moldova are un partid prorusesc, pe mine mă face să mă întreb, ok, cum definiți situația de sau chestiunea de securitate națională, că la noi lucrurile astea sunt la limita loialității față de țară, așa cum de altfel reclamă și Constituția. Deci cam astea sunt, cel puțin pentru faza asta, observațiile mele. Mulțumesc foarte mult, doamna Mărzac, dacă doriți puteți interveni. Da, bună ziua. În primul rând aș vrut să salut toți colegii, pe doamna Revenco. Sunt foarte bucuroasă că noi continuăm aceste discuții tot mai mult și mai mult, tot mai des se discută despre securitate. Domnul Cebotaru, m-am bucurat foarte mult să regăsesc nota analitică și rolul societății civile, platforma care a fost ideea cel puțin lansată și care urmează să fie implementată luna aceasta și pe parcursul anului 2021. Și în acest context aș fi vrut să-l susțin pe domnul Fota, este timpul exact, mai mult ca niciodată acum, să implementăm această comunicare strategică ca fiind un proces de orchestrare mai eficientă a activităților guvernului, dar și actorilor societali, într-adevăr să lămurim ce-i cu această securitate, să popularizăm acest subiect ca să obținem suportul cetățenilor și actorilor atât intern cât și extern. Este banal faptul, dar nu am avut până acum niciun sondaj de percepție așa larg în domeniul securității. La moment implementăm, de exemplu, cu domnul Chifu, cu Early Warning, un proiect în care se va desfășura un astfel de sondaj. Eu cred că se fac deja pași mici, unul câte unul, în care, într-adevăr, să ajungem să înțelegem cum populația percepe acest domeniu, cum noi am putea promova, cum noi toți am putea contribui la orchestrarea acestor acțiuni, pentru că este un subiect deseori ori tabu, ori neinteresant pentru public, dar noi avem nevoie de acest suport, în special acum când planificăm să avem o reformă, să elaborăm niște documente noi în care să avem, cum ziceam, suportul tuturor actorilor. Și deci aș fi vrut, dacă e posibil, domnul Cibotaru, la recomandări
să pentru Consiliul Suprem de Securitate, pentru președinții, pentru publicul larg, să adăugăm și acest punct de instituționalizare a comunicării strategice, în special în sectorul de securitate și apărare, anume pentru a ne atinge interesele, ideile, pentru a putea prezenta această strategie. Este prea puțin să o avem bine scrisă sau avem multe strategii bine scrise, dar care nu sunt comunicate și nu sunt niște activități coordonate din partea instituțiilor din sectorul de securitate și apărare, dar în general din partea instituțiilor lărgit și, într-adevăr, să implementăm și să instituționalizăm pentru ca să atragem publicul, actorii, partenerii, stakeholderii, la general vorbind. Dar, într-adevăr, această notă analitică vine să rezumeze anumite discuții care tot perpetuă în spațiu public pe parcursul ultimelor luni, s-au activizat în jurul acestor subiecte, la fel împreună cu doamna Albu, domnul Mișa, pregătim un raport mai larg, un baseline în domeniul securității, analizei sectorului de securitate și prezentarea anumitor puncte care se vor regăsi, sperăm noi, în noua strategie. Și salut la fel și declarația doamnei Revenco, faptului că societatea civilă și în special experții să devină un actor activ în elaborarea acestor documente. Și, Iulian, chiar mă bucur mult că organizația dumneavoastră, acum analizăm pur și simplu diferite organizații din sectorul de societatea civilă și în special sectorul de securitate și apărare, și mă bucur că organizația tot mai mult și mai mult are astfel de lucrări cu specific în domeniul securității și apărare, pentru că chiar este o problemă. Nu se fac cercetări în domeniu, prea puține, și noi ca societate civilă suntem cumva dezbinată și chiar astăzi mă bucur să văd toți colegii împreună care lucrăm la aceste subiecte și să ne coordonăm și să unim eforturile pentru această voce unică. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamna Mărzac. Noi mai avem aproximativ 90 minute până la finalul evenimentului, de aceea o să-i ofer cuvântul domnului Cipotaru pentru a veni cu unele reacții la comentariile colegilor și poate doamna Ana Revenco, dacă doriți să interveniți la final. Vă rog, domnule Cipotaru. Mulțumesc foarte frumos. În două minute vreau să mulțumesc tuturor colegilor pentru această calitate extrem de înaltă a discuției noastre, ori anume aceasta noi ne-am dorit cu Nicu și cu Iulian, Mihai, să provocăm aceste discuții și să oferim o platformă cât se poate mai confortabilă pentru a aborda aceste probleme. Pentru domnul Fota, eu nu m-am referit la integrarea europeană ca o finalitate prin aderare la aceste instituții, dar noi n-am terminat asimilarea acquis comunitarului, noi n-am terminat standardizarea, noi n-am terminat apropierea acestui nivel la apartenența noastră la familia europeană și euroatlantică, pentru că și eu consider rolul Statelor Unite definitoriu atât în parteneriatul cu Republica Moldova, cât și cu România, cât și pentru asigurarea securității atât a Republicii Moldova, cât și a Ucrainei. Și aici aveți perfectă dreptate. Doi, tot pentru domnul Fota, vreau să spun că clasa această politică nouă, acești oameni în galben, care cu siguranță vor câștiga aceste alegeri, nu vreau să fac niciun fel de politică, dar totodată, ei sunt foarte pragmatici. Ei nu vorbesc în van despre noțiuni geopolitice, geostrategice, nu cheamă la... adică nu speculează cu noțiune de aderare, de integrare, dar și-au propus într-un mod foarte pragmatic, foarte realist să asigure acea securitate de bază la care s-a referit și doamna Revenco. Și, de fapt, asta a fost exprimarea. Sunt perfect de acord cu dumneavoastră cu privire la criza de existență a documentelor. Formula cheie în care am formulat în acest document a fost redimensionarea, rediscutarea
rearanjarea lucrurilor. Da, nu exclud că în urma acestor discuții împreună vom hotărâ că este suficient un singur document în locul a 10 sau invers, vreau zic, deși mai trebuie detalizat ceva în documentele existente și nu trebuie adoptate unele noi. Deci am subliniat, procesul este important. Procesul în care noi avem, în sfârșit, o clasă de politicieni care nu sunt ghidați de interese obscure, interese pecuniare sau interese de spionaj sau interese a unor altor state. Și aceasta este o garanție că totul la ce v-ați referit, anume, se va alinia în această albă. Nu este ușor. Eu nu vreau să fiu arhi-optimist, dar totodată eu cred că anume situația aceasta în Republica Moldova, inclusiv cu sprijinul României, inclusiv cu sprijinul instituțiilor internaționale și a partenerilor de bază, care ne ajută să facem curățenie în întreg statul Republica Moldova și în instituțiile care asigură securitatea, independența și integritatea acestui stat, în primul rând. Iată despre ce este vorba. Cu siguranță vă asigur că și prezența acestor experți, unii cu experiență de acum, alții încă intră în acest domeniu, dar de acum cu un anumit background și cu o anumită experiență, vă asigura că Republica Moldova este într-un absolutely right track. Și noi, conștientizarea problemei, conștientizarea mecanismelor și instrumentelor cum se soluționează această problemă este prin 90% de acum problema soluționată. Eu nu am niciun fel de dubii în acest sens. Dar totodată, sigur că noi avem nevoie și la o calibrare a discursului, și la așezarea mesajelor, și la adaptarea la acele provocări care permanent intervin și survin din toate părțile și din toate. Eu consider că Republica Moldova trebuie să-și găsească locul său constructiv, benefic, activ în comunitatea statelor care ne înconjoară și noi trebuie să fim un stat proactiv în acest sens, indiferent de care sunt astăzi perspectivele de a schimba statutul vis-a-vis de cel puțin aceste două organizații, Alianța Nord-Atlantică și Uniunea Europeană. Nimeni nici nu și-a pus scop, nici în campanie, de ce campania prima dată în Republica Moldova, când campania este axată pe niște probleme absolut reale și probleme care sunt, care vor fi realizate în timp foarte, foarte scurt. Vreau ca această înțelegere să fie inclusiv și cu referire la sistemul de apărare, sistemul de securitate și la politica externă a Republicii Moldova. Mihai? Mulțumesc, domnule Ciobotaru. Doamna Revencu, dacă doriți să veniți cu un mesaj de 2-3 minute, eventuale concluzii pentru evenimentul de astăzi, vă rog. Dacă nu, atunci eu aș dori să vă mulțumesc pentru prezența și pentru intervențiile avute în cadrul discuției de astăzi. Cu siguranță este o dezbatere care servește în primul rând drept un proces de reflexie asupra concluziilor și recomandărilor unui produs analitic, dar în același timp servește, sper eu, și pentru autorități naționale drept o dezbatere privind eventuale reforme care ar putea fi adoptate pe dimensiunea sectorului de apărare și securitate în perioada imediat următoare. Vreau să mulțumesc încă o dată vorbitorilor și participanților la această discuție. În același timp vreau să mulțumesc partenerilor noștri, Fundația Soros Moldova, pentru suportul acordat și vă îndemn să rămâneți aproape pentru că în săptămânile imediat următoare noi vom continua efortul de promovare a subiectului abordat în cadrul discuției de astăzi și vom reveni de asemenea cu alte produse în cadrul proiectului Poduri de legătură cu UE și de aceea cred că formatul actual poate servi drept unul propice pentru discutarea acestor aspecte. Mulțumesc încă o dată, vă doresc o zi bună și multă sănătate. La revedere!